ca să vă dau un termen de comparație, ca să susțin ce le-am spus până acum, vreau să vă reamintesc doar faptul că strategiile pe care japonezii le-au brevetat și pe care le-au adus la cunoașterea întregii lumi în ceea ce privește managementul și marketingul la nivel mondial, ei au recunoscut că s-au inspirat din strategiile jocului de Go. Deci, cred că este un argument suficient, alături de argumentele pe care vi le-am adus anterior, și anume că este singurul joc din lume, în momentul acesta, care stimulează dezvoltarea ambelor emisfere cerebrale, precum și simplitatea regulilor acestui joc, dar și complexitatea lui. Cred că ne obligă să investim mai mult, atât ca și societate la nivel național, dar și ca, să zic așa, comunitate locală. Am înțeles că lecțiile de pregătire sau întâlnirile de pregătire de antrenament, să-i zic, e bine zis antrenament, Da. le desfășurați la Clubul Copiilor. Și la Clubul Și la Clubul Copiilor. Copiilor. Timp, deci e un aspect asupra căruia chiar vreau să insist. Multe cadre didactice, mulți părinți se plâng de faptul că au programe elevilor, copii, pe de altă parte, e tentația jocului de fotbal sau altora. Cât rămâne, cum se descurcă elevii dumneavoastră în acest, cum să zic, în acest țintar al preocupărilor? Au întâmpinat dificultăți în pregătirea lecțiilor, ar trage mai mult spre calculator decât spre un antrenament de Go și alte chestiuni de genul acesta. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Vreau să vă spun că sunt niște copii perfect normali. Se Sunt și joacă frumoși, nu. fotbal, se joacă, practică toate sporturile, de la not tenis, fotbal, mă rog, basket. Din câte știu eu, toți sunt premianți. Din câte știu eu, din elevii care au dat examene să intre la licee, acolo unde a fost cazul să se dea examen, toți au intrat cu bio, ba mai mult, nu cred că a fost unul care să nu ia 10 la matematică. Din ceea ce mi-au împărtășit părinții, aș putea spune, de exemplu, Bianca, deși la ea în clasă am făcut de acum 2 ani, de când s-au apucat Melania, Andrei și alți colegi ai lor, Bianca nu a vrut să vină, nu înțelesese jocul, iar anul acesta am avut surpriza să mă trezesc cu ea și cu părinții în prima zi de școală la Palatul Copiilor, să solicite înscrierea la Clubul de Go, iar ulterior mama ei mi-a spus că nu mai e nevoie să o susțină în perfectuarea temelor la matematică. Acum că se descurcă singură. Eu cred că într-adevăr le aduc practicarea acestui sport le aduce o serie de avantaje, printre care o putere de calcul ridicată, o atenție distributivă sporită, o vedere în ansamblu, o capacitate de extragere a lucrurilor importante din diverse situații, o capacitate ridicată de a lucra, de a realiza lucruri atunci când există presiune, lucruri de care ei probabil că nu-și dau seama acum, dar care în decursul anilor de-a lungul anilor se vor observa și se vor consolida aceste trăsături. Sunt sigur că vor avea aceste avantaje, deoarece am văzut multe generații de sport. Eu practic acest sport de 22 de ani și am văzut multe generații de sportivi maturizându-se,
Și analizând după ani lucrurile pe care le-au învățat din Go, iar ca un alt argument s-a făcut de curând o statistică și la nivel mondial și s-a constatat că 80% din jucătorii de Go sunt absolvenți de calculatoare, de studii superioare în domeniul calculatorilor. Dragii mei, în afară de pasiunea aceasta pentru Go, care trebuie luată în primul rând ca o pasiune, că îndatorirea voastră fundamentală e aceea de a învăța, de a vă pregăti. În afară de pasiunea pentru Go, ce pasiuni mai aveți? V-aș ruga să-mi răspundeți chiar fiecare, dacă se poate. Hai să o luăm de la stânga la dreapta de aici. Handbal? Da. Deci tot în domeniul sportului, dar altceva, muzică, literatură? Matematică. Matematică. Da. Da. Te rog, Andrei. Practic basketul și îmi place foarte mult materia matematică. Tot matematica, tot acolo. Practic desen și îmi place foarte mult matematica. Matematica e numitor comun, da. Eu practic fotbal și îmi place foarte mult matematica. Eu practic desen și îmi place foarte mult matematica. Da. Mi-e place foarte mult matematica. Nimănui nu-i place să citească literatură. Romane, poezii, piese de teatru. Chiar nimănui? Îmi place să ție? Fac teatru. Să faci teatru? Da. Se vede că ai niște aptitudine. Și ești puțin mai îndrăzneț, mai exteriorizat decât colegii tăi, care sunt ceva mai timiști. Tu ești mai îndrăzneț și mă bucur să constat lucrul ăsta. Dar de ce aveți reținere față de lectura literară? Eu vă întreb acum, sunt puțin egoist, na? Sunt profesor de literatură. Sau vă place, dar nu chiar așa de mult? Nu că mi-ar place foarte mult, dar cât de cât acolo este prin pasiunile mele. Iese, sau se strecoară, nu? Da. O cam pierzi pe drum, cum s-ar zice, da? Firaria să fie de literatură. Da. Deci înțeleg matematică, așa, ca obiect de învățământ, ca disciplină, sport, handbal, basket, iată, de la o vârstă fragedă se joacă basket, fotbal, cred că ești portar sau fundaș central? Fundaș. Fundaș central, ești mai solid, așa. Da, Alexandra, voiai să spui ceva? Și eu am pasiunea de a citi foarte mult și merg și eu. Deci îți place totuși să citești. Nu uitați totuși cărțile, pentru că ele vă oferă satisfacții poate negândite sau neașteptate de voi la vârsta asta. Poate vă să vă dați seama de acest lucru ceva mai târziu. Când eram de vârsta voastră, doamna învățătoare, doamna profesoară, ne dădea pe vacanță, că uite, se apropie vacanța de vară, ne dădea o listă întreagă de cărți, așa, de vreo 30-40 de titluri, pe care trebuia să le citim în vacanță, trebuia doar să ne jucăm. Dar nu vreau să vă fac niciun fel de observație. Domnule profesor, eu aici aș vrea să completez. Vă rog. Deoarece aproape de fiecare dată când plecăm într-un cantonament sau la o competiție, ei au de citit. Nu vorbesc de partea cu matematica, ei au de citit câte ceva și deși nu le place, tot până la urmă își fac treaba și citesc și ce au de citit. Poveștile sau poeziile respective. Da, ne apropiem de finalul emisiunii. Eu sper că întâlnirile noastre vor fi pe măsură ce rezultate noi vor veni din partea acestor copii. Sper să ne vedem cât mai des posibil. Eu, cel puțin ca realizator al acestei emisiuni, vă promit acest lucru, pentru că întâlnirea cu dumneavoastră și cu copiii pe care îi pregătiți a fost chiar o reală plăcere. V-aș mai ruga să transmiteți un mesaj pentru tineretul studios severinean, nu neapărat în ideea de a-l apropia, de a-l atrage către Go,
Dar, eu știu, un mesaj care să însemne poate și altceva în afară, pentru preocupările lor zilnice, în afară de traseu, școală, calculator, fotbal, discotecă. De ce râzi, Andrei? Se pare că niște copii nu au voie să se ducă la discotecă. Niște copii chiar nu prea au ce să caute acolo. De fapt, nici nu știu dacă li se mai zice discoteci, li se spune cluburi sau alte chestiuni de genul acesta. Mă bucur că ai acest punct de vedere. Sper să-l ai și peste un număr de ani când vei mai crește și când preocupările tale se vor diversifica. Deci va fi matematică, go, fotbal. Eu nu prea sunt pasionat de fotbal, dar tata mă obligă. Handbal, da, să se mai departe. Te obligă cine? Tata. Tăticul tău? Ca să... Tăticul tău a jucat fotbal, a practicat sportul? Nu. Nu? Până la o vârstă foarte fragedă. Da? Da. Și de la vârsta aia foarte fragedă, tăticul tău a zis că ce n-a putut el să facă, să facă până fiul, la maturitate, da. Hai să facă băiețașul meu, drag. Da? Păi, încearcă să vezi să faci și ceea ce vrea tati. Nu mai cer. Eu vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să... Mi-a făcut plăcere să știți. Vă spun că apreciem sincer faptul că ne-ați invitat la această emisiune. Faptul că sunteți interesați și de, și de lucruri pe cum sportul pe care noi îl practicăm. E ca o supapă dătătoare de aer proaspăt, să știți. Vă mulțumesc profund și vă rog să invitați absolut orice reprezentant al celor care încearcă să facă ceva pentru comunitatea din care noi facem parte. Și vreau să le transmit tinerilor din Turnul Severin un mesaj foarte simplu și anume acela de a se implica în absolut orice, dar să se implice cu toată energia, cu toată convingerea și cu toată responsabilitatea. Domnule profesor George Bordea, vă mulțumesc pentru prezență, pentru faptul de a fi participat la această foarte reconfortantă emisiune. Copii, vă mulțumesc și vouă. Mi-a făcut plăcere să vă cunosc și îmi va face cu aceeași plăcere și îmi va face plăcere să vă revăd oricând veți avea ceva de comunicat colegilor voștri, asta însemnând comunicat rezultate, performanțe, satisfacții personale de ale voastre. Eu vă doresc vouă mult succes, bineînțeles, la învățătură, mult succes în viață, să fiți, cum să zic eu, să vă comportați așa cum e codul vostru interior, conform credinței voastre, conform pasiunilor și dorințelor voastre, să vă ascultați părinții și profesorii și să rămâneți aceiași oameni frumoși pe care i-am cunoscut în această frumoasă seară de aprilie. Vă mulțumesc pentru participare. Și noi vă mulțumim. Stimați telespectatori, sper că și dumneavoastră ați fost martorii fericiți la această întâlnire pe calea micului ecran, între noi, cei care realizăm emisiuni la televiziunea Galaxy și un segment al concetățenilor noștri care se ocupă cu lucruri pe care, iată, noi, marea noastră majoritate, le percepem mai puțin, le cunoaștem mai puțin, dar iată, ei se manifestă într-un domeniu cu foarte mare acuratețe, cu foarte mare talent, cu foarte mare dorință de afirmare. Și fac performanțe, repet, într-un domeniu care nouă ne este, scuzați să-mi fie termenul și ignoranța, necunoscut. Sperăm însă și noi, prin intermediul lor, să ne apropiem de tainele acestui foarte frumos sport care ne aduce rezultate. Stimați respectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit în această seară. Vă dau o întâlnire la Tribuna Societății Civile de lunea viitoare. Cu mine vă întâlniți însă și în cursul emisiunilor curente ale săptămânii. O seară plăcută tuturor! La revedere! Cântă-ne cântecul care va putea deveni imn național. E scris, versurile sunt scrise acum 100 și ceva de ani, dar cântecul e foarte valabil, mai ales azi. Se numește Nus Parale. Autorul se numește Vlahuță. Să vedeți cât de bine știa Vlahuță situația României financiare și materiale în general. Greu la deal și greu la vale,
nu-s bucată, nu-s parale, toți sunt lefte. Negustorii n-au afaceri, preoții n-au cu lumii, moacele n-au pace. Lanurile-s părăsite, nici imagi, nici pentru vite, apele au secat. Goi flămânzi copii zbiară, gospodarii au plecat în lume să ceară. Viruna guvernul strigă, iar țăranul mă măligă, nu-s parale, nu-s. Ce mai construiți palate și orașe ca n-apus, știți voi ce-i lasate. Nu-s parale, nu-s, nu-s parale, nu-s, nu-s parale, nu-s, nu-s parale, nu-s.